Haideți să fie cu bună ziua și bine ați revenit pe acest canal. Suntem pe la porumbei, tocmai ce le-am făcut și lor curat. Avem și câteva noutăți. Mai exact, au plecat 6 bucăți. Jucătorul bălța pe roșu din ăștia doi cu cel din jucătoarea bătrână. Puiul dragonilor. Puiul roșu de București crescut de către căpăcită și înfoiatul negru cu coada albă. Femela roșie din roșu și galbenă, soră de cuiu cu galbenul în seria trecută. Și desigur bobata. Bobata a plecat la un prieten cu tot cu pui. Nu hrăneau absolut deloc puiul și a zis că îl ia el și îl bagă sub o pereche de-a lui. Și voi lua puiul când se va face mare. Ăștia se pregătesc și ei de ouat. Aici la puișorii ăștia doi a spune că ăsta cuc va fi femela și albul va fi mascul. Ăsta cuc, dacă avea și moți, chiar era un pui destul de frumos. Aici galbena a să-mi câteva paie, se pregătește și ea de ouat. Pe lângă cei 6 care părăsesc volirea, va pleca și listul. O să-l ia Dani. Are femelă stingheră și eu cum tot vreau să-l desprechez, a zis că îl va lua el. Desigur, după cum știți, o să-l fac pe Messi cu lista. Messi va sta câteva zile legal la aripă până va oa femela pentru a fi sigur că trage la ouă. Și desigur, dacă alba tot va rămâne pe bară, o să-mi perechez cu cucul pe închis și nu o să mai aduc femelă pentru cuc. Și am format două perechi destul de frumoase, după părerea mea. Germanca pe săptămâna viitoare va trebui să scoată și ea. Aici avem puișorii galbenei. Ăsta galbena spune că ar fi femela și roșu masculul. Dar acum vom vedea. Aici alba știți că astăzi câteva paie, dar le-am luat eu. Oricum nu voi lăsa să clocească. Aici la înfoiatul ăsta avem două ouă. Dacă mai lăsa maxim 2 zile puișorii, rămâneau neinelați sau cel puțin îi inelam cu inele de voiajori. Abia le-am băgat inelele ieri. Stai mă nebune. Au intrat destul de greu inelele. Ăsta va ieși ca maică sa. Fără moți și ăsta va ieși doar cu moți. Se pare că nu vor scoate pui cu două moțuri până acum. În viitor nu știu ce va scoate. Aici avem vineții. I-am mutat și pe inbox asta. Părinții se pregătesc de ouat aici. La liști avem 2 pui mega frumoși. 2 vineți liști. De data asta chiar sunt niște pui exact ce am vrut eu. Nu niște guțani cum au fost soldații din seria trecută. Dacă puneam un guțan pe lângă soldații din seria trecută, nu era nicio diferență. Diferența era doar că soldații aveau inele. În rest, nu era absolut nicio diferență. A spune că ăsta ar fi masculul, dar oricum sunt destul de mici, încă ne dăm cu presupusul. Și ăsta ar fi femeluța. Dar acum vom vedea. Inelați cu inele cu tricoloră, după cum bine știți. Femela n-a ouat, în caz că vă întrebați, dar stă lângă pui. Aici avem voiajora moțată, cu un ou de carier, linia nouă, după cum știți. Bălțatul solzat, am văzut că a strâns câteva paie în cuibul ăsta, dar le-au furat ceilalți. Am verificat un ou al lui Undertaker și era bun. Și la al doilea n-am mai fost nevoie să îl verific, deoarece nu am dubii că nu e bun. La Undertaker chiar nu am dubii că va scoate ouăle limpezi. Să vedem seria asta ce culori vom da pui. Spunea cineva că la voltați trebuie să le tăiem cozile ca să scoată. Bă, nu știu. Nu merg pe varianta asta. La mine ați observat că mi-au scos pui fără să le tai cozile. Mi se pare chiar o prostie. Mi se pare că e toată frumusețea porumbelului dacă îi tai coada.
La mine ați văzut foarte bine că au scos destul pui și nu am probleme cu ei că mă scot ouăle limpezi. Ca altă noutate, am deslegat la aripă și cuca. N-a dat niciun semn să plece. Uitați-o pe acolo. A început să cânte și foiatul căpăcit. Dar în continuare este destul de micuț. Nu cântă după femele încât să se împerecheze. Am văzut că vânătul și cu gălățeanul roșu s-au avariat un pic. I-am văzut pe amândoi cu sânge pe la cioc. Dar acum asta e, se mai întâmplă și bătăi de genul. M-a întrebat cineva pe Instagram, n-am mai apucat să răspund, de ce am început să postez la câteva zile și nu mai postez zilnic cum postam înainte. În zilele astea în care nu postez, sunt plecat, să zic așa, ocupat cu a doua pasiune a mea, adică camioanele. De exemplu, în astea două zile când am postat, am fost în cursă cu prietenul meu care e șofer pătir. Și ăsta e motivul de ce nu postez zilnic. Și nu postez zilnic, nici nu ai ce spune prea mult, decât să faci un clip de 2 minute, să zic așa, hai, 3-4 minute, să nu exagerez. Mai bine nu postezi 2-3 zile și când postezi, faci un clip mai lung și spui multe noutăți, decât să te repeți cu anumite chestii pe fiecare clip. Na, acum fiecare face cum consideră. Deci, dragi colegi, în rest, n-am ce să vă zic. Cam asta a fost clipul, cum a fost Teddy, eu m-am dus. Ciao!